Curtea Supremă de Justiție a început examinarea contestării depuse de Grigore Petrenko privind numirea lui Eduard Harunjin în funcția de procuror general. Prima ședință a durat doar 10 minute și asta pentru că Petrenko a recuzat completul de judecători după ce instanța nu a permis jurnaliștilor să înregistreze mersul ședinței. Toți acești judecători sunt protagoniștii mai multor scandaluri și consider că integritatea, eu pun sub îndoială integritatea acestor judecători. În demersul său, Petrenko susține că concursul privind numirea procurorului general a fost petrecut cu încălcări foarte grave a legislației. Foarte grav este faptul că noi acest concurs a avut loc în condiții absolut netransparente. Regulamentul concursului, care conform legii cu privire la procuratură trebuia să fie aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor, nu a fost aprobat. Domnul Eduard Harunjin nu avea dreptul să participe la concurs, având în vedere că el în ultimele 6 luni a fost membru al Consiliului Superior al Procurorilor, ceea ce iarăși nu permite legislația în vigoare. Grigore Petrenko a declarat că și președintele Nicolae Timofti s-a grăbit să aprobe candidatura lui Harunjin. Conform legii există, deci sunt 10 zile pentru contestare, pentru perioada în care candidații la funcție de procuror general care au participat în concurs sau alte persoane a căror drepturi au fost lezate au avut posibilitatea să atace această hotărâre a Consiliului Superior al Procurorilor în instanțe de judecată în cazul dat la Curtea Supremă de Justiție. Reprezentantul Consiliului Superior al Procurorilor nu a făcut declarații după ședință. Reamintim că Eduard Harunjin a fost desemnat candidat la șefia Procuraturii Generale pe 7 decembrie curent. Ulterior, la doar o zi de la anunțarea candidatului, Nicolae Timofte a examinat dosarul lui Harunjin, a semnat decretul și l-a invitat să depună jurământul. Toată ceremonia fiind organizată în secret, fără a fi invitată presa. Tot atunci, mai mulți reprezentanți ai societății civile au declarat că modul în care a fost selectat noul procuror general este unul dubios și netransparent. Dacă Curtea Supremă de Justiție va respinge contestația depusă de către Grigore Petrenko, Eduard Harunjin va deține funcția de procuror general timp de 7 ani.